pe muntele din apropierea Capernaumului, din apropierea Mării Galilei, Mântuitorul a adunat mulțimi de oameni, ucenicii, oameni de pretutindeni, un magnetism și o forță uriașă emana din el și atrăgea la el nenorociți, bolnavi, homeless, oamenii părăsiți de toți, uitați de toți, simțeau în prezența lui fascinația și atracția aceea divină. Și acolo pe munte i-a așezat pe toți jos și a început să le spună ceva despre împărăția lui Dumnezeu, despre Basileia Tuteu, împărăția lui Dumnezeu, despre cum vine împărăția lui Dumnezeu, despre cum această împărăție a lui Dumnezeu nu va fi iată aici, iată dincolo, ci va fi, spune el, în inimile voastre, în inimile voastre. A luat ca un diamant și l-a întors în lumina lui Dumnezeu și în lumina Duhului Sfânt și le-a arătat de fiecare dată altă frumoasă reflexie a caracterului lui Hristos care trebuie să se vadă în cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu și în cei în care împărăția lui Dumnezeu locuiește. A zis, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Apoi l-a întors puțin în lumină și le-a arătat o altă față a diamantului și a spus, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Doar foarte puțin, foarte, foarte puțin l-a mișcat într-o altă lumină și într-o altă reflexie și într-o altă profunzime. Le-a spus, e iarăși ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Și este în discursul acesta și în prezentarea aceasta o progresie, o continuitate, e un lanț de mărgăritare, e un lanț de nestemate, de valori uriașe, valori dumnezeiești, pe care Mântuitorul spune că trebuie să le posede și trebuie să le aibă orice credincios adevărat care este în împărăția lui Dumnezeu. Și în șirul acesta de 8, în seara aceasta suntem la cea de-a șaptea, și cea de-a șaptea este parcă o culme în șiragul de nestemate, în șiragul care accentuează caracterul, care accentuează valoarea caracterului. Să știți că un lider nu se construiește ușor și nu se construiește peste noapte. Se lucrează la el ca la o nestemată. Se lucrează la el ca la un lucru de mare, mare preț și de mare valoare. Și sigur că the punchline, adică lovitura de grație, dacă vreți, lovitura finală care testează până la urmă fiecare lider, este ceea ce am cântat. I surrender all. I put myself on the altar and I just died to myself. I died to self and then I just want Christ to live in me and through me. Și vreau să devin ca un lucru de preț în mâinile Lui și în împărăția Lui. Și cea de-a șaptea lumină pe acest superb diamant este în versetul 9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. În limba ebraică avem cuvântul shalom, l-ați auzit probabil la evrei cu care vă întâlniți mereu aici, fie când intră, fie când ies, fie când îi găsiți în parcare. Și unii dintre noi, ca să ne arătăm mai prietenoși, poate chiar am început să îi salutăm și să le spunem Shalom,
shalom to the rabbi or to the maintenance guy or to the ladies care sunt aici. Shalom, în conceptul Scripturii, înseamnă nu doar că lipsește războiul sau că lipsește starea de agitație sau de frământare. Shalom înseamnă prezența binelui, înseamnă prezența binecuvântării, înseamnă prezența lui Dumnezeu. Shalom înseamnă ceva complet, întreg. Nu doar că nu mai este război, este shalom, este pace. Ce bine că nu mai e război, s-a terminat războiul. Shalom înseamnă și că prezent este Dumnezeu și binecuvântarea Lui și binele care vine în locul acelui stres sau acelei frământări. În Noul Testament avem cuvântul foarte frumos care stă la rădăcina numelui sorei Irina. Irene sau Eirene, în limba greacă înseamnă pace. Când auziți pe cineva care numele ăsta frumos Irina, să știți că numele ăsta înseamnă pace. Ești un om al păcii. Și asta înseamnă siguranță, înseamnă încredere, înseamnă liniște. Înseamnă liniște. Însă pacea aceasta, să știți că are un mare preț. Și e foarte scumpă. Nu se rezolvă doar să dai drumul la porumbei. Nu se rezolvă doar să umpli copacul cu batiste albe și să ridici drapele albe care se fluture frumos în bătaia vântului. Pacea e foarte scumpă. Pacea adevărată, pacea lui Dumnezeu, costă foarte, foarte mult. Numai oamenii zdrobiți, numai oamenii care sunt săraci în duh, numai oamenii care sunt blânzi, numai oamenii care sunt cu inima, cum? Curată, aceia pot să fie făcători de pace. Peacemakers. Aceia sunt împăciuitori cu adevărat. Cu adevărat. Vedeți, Iacov e foarte pretențios atunci când vorbește despre înțelepciunea care vine de sus și zice, Iacov 3:17, zice, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată și apoi pașnică. Autorul cărții sau epistolei către evrei 12:14 spune, căutați sfințirea și căutați mai întâi ce? Pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nu doar că ai pace, dar trebuie să fii om care face și care aleargă și care caută și care luptă pentru această pace. Și care plătește un preț pentru pacea aceasta. Există un text foarte interesant în Matei, în capitolul 11, versetele 28-29. Mântuitorul spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, vă voi da pace. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Odihnă aceasta, pacea aceasta, observați secvența în care o pune aici Mântuitorul, este o pace care se capătă și este o pace care se caută. Este o pace care se capătă și apoi este o pace care se caută. Adică te duci la Hristos, marea pace despre care toți vorbim este pacea de a fi iertat, de a fi răscumpărat, de a fi mântuit, de a fi absolvit, cum spuneam în duminica trecută,
He dropped all the charges. Dumnezeu nu mai are împotriva ta niciun fel de acuzație datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Este acel aspect juridic al justificării, al socotirii ca neprihănit în Hristos și prin Hristos. Dar este această odihnă, este această pace care se capătă și apoi este o pace după care trebuie să alergi. Așa spune psalmistul în psalmul 34, versetele 12-14. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Apare partea de negație și spune: ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, depărtează-te de rău. Dar apoi este partea pozitivă: și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Aleargă după ea. După ce alergi, frate? Alerg după pace. Unde fugi așa? Caut pacea. De ce nu te liniștești? Când ai să te liniștești? Caut pacea, vreau pacea. Despre ce pace e vorba? Este o pace care se capătă, este o pace care se caută. Adică, spune Augustin în secolul 4, zice, căci nu te-aș căuta dacă nu te-aș fi găsit. Wow! În momentul în care l-ai găsit, în momentul acela, spune Sfântul Pavel în Filipeni, capitolul 3, zice, eu fac un singur lucru. I am a person, I am a man of a single mind. Uitând ce este în urma mea, lăsând totul și aruncându-mă înainte, fac un singur lucru, caut să-L apuc. Am fost apucat și eu, acum caut să-L apuc și eu. Am fost apucat de Hristos și acum fac un singur lucru, mă arunc înainte. Observați, este pacea care se capătă la Golgota, se capătă la cruce, se capătă la pocăință, se capătă la întoarcerea la Dumnezeu, se capătă cum... Știți bine, înțeles, cum s-a întâmplat cu pelerinul acela în călătoria lui, purta în spatele lui o povară foarte, foarte mare și foarte grea. Și a ajuns să înțeleagă jertfa Domnului Iisus Hristos. A ajuns să aibă revelația a ce a făcut Hristos pentru el. Și atunci, prin mărturisire, prin pocăință, a înțeles crucea, a înțeles jertfa și povara din spate a căzut. Dar este și o pace, dragii mei, care trebuie căutată. Trebuie căutată. Și pacea aceasta nu se caută oricum și nu se găsește oricum și nu se face oricum. Să nu vă luați după poveștile oamenilor din lume care spun mai bine o pace strâmbă decât un război drept. Nu este așa ceva. Lumea consideră că există compromisuri. Există soluții de compromis. Nu există așa ceva. Pavel vine și spune în Efeseni, în capitolul 2, Iisus Hristos este pacea noastră. Cum a rezolvat El vrășmășia dintre noi? Cum ne-a împăcat El cu Dumnezeu? A făcut El vreun compromis? A găsit El vreo scurtătură, vreun shortcut? Cum a rezolvat să șteargă toate păcatele și toată lista cu vinovățiile noastre? Cum le-a șters? Cum? Prin trupul Lui. Unde L-a pus? Pe cruce. În momentul când Pavel spune, El este pacea noastră, îți îndreaptă ochii spre Golgota și spune, atâta L-a costat pe Dumnezeu împăcarea. Împăcarea costă. Noi spune, hai să dăm mâna, hai că n-a fost nimic, nu s-a întâmplat, hai, trebuie să uităm, trebuie să trecem peste. Acum nu putem să stăm acolo stac. Nu stăm acolo stac până când nu ne pocăim. Acolo stăm stac. Pentru că pacea nu se face cu o simplă întindere de mână, cu o simplă fluturare de cuvânt, că wow, ce, I love you, I'm sorry, let's go, let's move on. No. No. Luați jugul meu, luați sarcina mea și învățați de la mine și veți găsi
odihnă pentru sufletele voastre. De data asta este altfel de pace. Știți pentru ce n-a intrat Moise în Canaan? Știți pentru ce? Știe cineva? A zis Dumnezeu, nu m-ai onorat înaintea poporului. Adică nu m-ai ascultat, n-ai făcut ce ți-am spus. Pe ce ți-am spus să faci? A zis, te duci la stâncă și vorbești cu stânca. Și tu te-ai dus la stâncă, erai mânios, erai tulburat, erai supărat și ai spus, oameni îndărădnici, oameni încăpățânați, oameni răzvrătiți, va putea oare Dumnezeu să vă dea apă din stânca asta și ai lovit în stâncă? Sigur că Dumnezeu a făcut să iasă apă pentru răzvrătiția, pentru încăpățânația, pentru nepocăiția. Dar după aceea a zis lui Moise să vină încoace. S-a spus să nu mai dai în stâncă. Pentru că în stâncă s-a dat o singură dată. La Golgota. Dacă ești pocăit, dacă te-ai întors la Dumnezeu, dacă ești om al păcii, dacă ești un împăciuitor și un căutător de pace, nu mai da în stâncă. Du-te la stâncă și vorbește cu stânca. Asta face un pocăit adevărat. Nu mai lovești în stâncă. Ai lovit în stâncă când nu erai pocăit? Da, ai lovit în stâncă. Eu, cum am spus, eu l-am răstignit, eu l-am scuipat, eu i-am pus coroana de spini, eu am făcut asta. Prin nepocăința mea. Da, acum m-am pocăit, nu? Și acum nu mai am voie să dau în stâncă. Acum trebuie să mă duc să vorbesc cu stânca. Și să spun, cum aș putea să mă ascund în stâncă? Cum aș putea să stau pe stâncă? Cum aș putea să fiu în stânca din care am fost cioplit? Cum aș putea să mă aseamăn cu Hristos, stânca aceasta vie? Cum aș putea să fiu mai aproape de El? Dar noi mergem și lovim mai departe, știți? Dăm din nou în stâncă și credem că se rezolvă simplu și ușor. Nu, nu se rezolvă. Există, sigur, pace exterioară, pace pe care o caută oamenii, pacea care se discută la tratativele de pace, se semnează acorduri, sunt summituri pentru pace, sunt oameni politici care se întâlnesc pentru pace. E pace exterioară. America e cutremurată cu atâtea violențe, cu atâtea împușcături prin școli și peste tot. No wonder că au scos rugăciunea din școli, l-au scos pe Dumnezeu afară din școli și acum se întreabă că de ce în locul rugăciunii sunt gloanțe și sunt pistoale și sunt puști. Soluția nu este numai să le iei pușca și să le iei gloanțele. Soluția e să ajungi la inima lor și să înțeleagă că a costat pacea asta. Și că pe Iisus Hristos l-a costat tot. A plătit tot pentru pacea asta. Există o formă falsă de pace, o imitație a păcii. Există o anume diversiune a păcii. Și în familie, Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, vorbește despre asta în contextul familiei, acum că tot avem subiectul acesta, joia, și spune, nu-i bine să vă certați, nu-i bine să aveți conflicte, nici nu mă gândesc să divorțați, să vă separați, să aveți probleme. Și spune acolo în 1 Corinteni, capitolul 7, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Dar de multe ori zicem, ca să fie pace, nu vorbim despre asta. Sunt anumite subiecte despre care nu vorbim. Sunt anumite probleme pe care nu le atingem. Și închidem ochii și tăcem și celălalt e supărat și are un moment în care își descarcă durerea și amărăciunea
și taci și nu intri în conflict și cumva trece. Nu, nu trece. Numai ți se pare că trece. E o pace exterioară, e o pace falsă. Pacea care vine de la Dumnezeu e altfel. E o pace care întâi te duce la cruce și apoi când te eliberează, te mântuiește, te salvează, te scapă, atunci face din tine un alergător, un atlet, un căutător pentru pace. Face din tine un om al păcii. Pentru că nu poți să fii om de pace și să fii împăciuitor dacă nu ai pacea aceea. Trebuie să o ai ca să o poți face. Dacă nu o ai, nu o poți face. L-ați observat că sunt oameni care oriunde ajung, there is trouble. Tot timpul intră în conflict. Intră în conflict la serviciu, intră în conflict la școală, intră în conflict la biserică, intră în conflict acasă. Ei sunt tot timpul într-un conflict. Bineînțeles că sunt într-un conflict, pentru că nu au pace cu Dumnezeu și nu au pace cu ei înșiși. Și n-au ajuns nici măcar să primească pacea aceea. Și n-au cum, dacă n-au primit pacea, n-au cum să alerge să fie împăciuitor și să fie în slujba aceasta a păcii. Ioan 14:47, Mântuitorul spune așa, zice: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pentru că pacea lui este o pace care nu tulbură inima. Nu este o pace care ține de lucruri exterioare. David scrie un psalm, psalmul 4, și zice: sunt mulți care vin la mine și mă întreabă care-i sursa fericirii, care-i soluția fericirii, care-i secretul fericirii. Și mulți cred că fericirea stă în lucrurile exterioare. Să ai bani, să ai sănătate, să ai casă, să ai mașină, să ai tot ce trebuie, să fii fericit. Zice David: ce greșit! Eu zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Eu am mai multă bucurie în inima mea decât au ei când ni se înmulțește rodul vinului și al grâului. Pentru că eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu îmi dai liniște deplină în locuința mea. E pacea interioară, e altă pace. E pace după care trebuie să alergi, pe care trebuie să o cauți, pe care trebuie să te lupți pentru ea. Un alt psalm foarte interesant. David scrie psalmul 55 și zice: în cetatea ta, Dumnezeule, nu este pace. În cetatea ta. Și despre ce cetate era vorba? Despre cetatea păcii, despre Ierusalim, cetatea sfântă. Ce nu este pace. Și dacă s-ar ridica împotriva mea un străin, nu m-ar surprinde. Dar să se ridică împotriva mea fratele meu. Vine și zice pace și cu mâna aia la altă, cum spune Ardeleanu, te-o pălit. Vă aduceți aminte din folclor românesc, Toma Alimoș, și cine vine la el? Știți? Clasa 5-a, limba română, literatura română. Manea. Este și nume de Manea, este familia Manea. But folclorul românesc spune, yes. Dar interesant cum lucrează, zice, cu o mână întinde mâna și dă pace, te salută. Și cu o mână, pune mâna pe sabie. Știți cum se întărește împărăția? Asta e un subiect unde dacă intrăm aici, ne prinde ora 9. I don't want to go there. I just don't want to go there, but I will. I will, and I will without getting to ora 9. So David îl cheamă pe Solomon și o să găsiți asta în 2
I think in 2, în 1 Împărați, capitolul 2, și zice Solomon, sfaturi, zice, care îi le dă înainte de moarte. Zice, Solomon, vreau să-ți dau un secret, cum se întărește împărăția. Și o să ziceți, oh, păi David a murit și a murit așa cu frustrări și cu, știu eu, resentments în inima lui. Nu. David i-a spus lui Solomon, Solomon, dacă vrei să ai o împărăție puternică, ăsta e secretul. Și i-a dat o listă de nume, dar de fapt nu i-a dat o listă de nume, neapărat numele alea, ca și cum persoanele alea sunt problemă. Nu! Spiritul din spatele acelei persoane. Problema nu e Abiatar, ci un spirit care lucrează în spatele lui Abiatar. Nu-i și mei, e spiritul lui și mei, duhului și mei, e duhul lui Ioab, e duhul lui Adonia și dă patru nume. Și foarte interesant, la Ioab spune așa, 1 Împărați, capitolul 2, versetul 5, zice, știi care e problema lui Ioab? O problemă foarte gravă și serioasă. Era pace, era liniște, era timp de pace în comunitate, în popor, în biserică, în adunare. Ce Ioab a pus pe cingătoarea lui și pe încălțămintea lui sânge de război. Pentru că este tot timpul câte unul din ăsta care vrea să facă război. A zis cineva odată, zice, mă tot uit la Druhora, s-a dus la Emanuel, mă uit la el să văd ce face. Și mi se pare că nu face nimic. De ce vă așteptați să fac război, revoluție, scandal, probleme? Nu. Nu vreau să pun sânge de război pe cingătoare și pe încălțăminte. Pentru că Biblia spune, binecuvântate sunt pe munți picioarele celor ce vestesc pacea. Dar este câte unul din ăsta războinic. Dar nu așa faci pace. Pentru că pacea se face în adevăr și în dragoste. Degeaba spui adevărul dacă îl spui fără dragoste, degeaba arăți dragoste dacă n-ai adevăr. Și trebuie să fii om al păcii. Este o slujbă a împăcării. Este o slujbă a împăcării. Iată, 2 Corinteni 5, 17-20. Și toate lucrurile acestea, bine, 17, știți care este. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. 18. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Exact cum a spus Abel sau cum a spus Călin, cât sunt lideri aici. Eu zic altfel, câți ați fost iertați aici? Câți de aici ați ajuns la Golgota? Ați căpătat pacea? Acum tot atâția trebuie să fim căutători de pace. Trebuie să fim împăciuitori. Trebuie să trăim cu conștiința că avem slujba împăcării. Avem slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Și cum simte Pavel? Așa cum vi se pare noastră că este Pavel de bonturos și de câteodată dur. Știți ce zice? Vă rugăm, fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vă rugăm, fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Două exemple în încheiere. Abraham Lincoln zice, un citat din Lincoln foarte interesant, care a plătit cu sângele lui, a plătit cu viața lui lupta pentru libertate, pentru eliberarea sclaviei, pentru abolirea sclaviei. A plătit cu viața lui, știți? Zice, când voi muri, doresc
să se spună despre mine că totdeauna am smuls o buruiană și am pus o floare în loc, acolo unde am crezut că va crește. Fă, Doamne, din noi niște oameni ai păcii, niște oameni plini de pacea Ta, care nu se uită simplu și ușor la pace, care nu caută compromisuri pentru pace, ci care se uită la Hristos și vor ca în adevăr și în dragoste să capete pacea și apoi să caute pacea și să alerge după pace și să găsească pacea și să facă pace și să fie împăciuitori, să fie ambasadori a Împărăției lui Dumnezeu. Un alt exemplu cu care închei, nu e foarte sigur, dar cei mai mulți au atribuit poezia aceasta, sau dacă vreți rugăciunea aceasta, unui italian în secolul XI, l-au poreclit Poverello, sărăcuțul Francisco de Assisi. Am să o citesc și în engleză, am să citesc și în românește. Și apoi ne rugăm. Lord, make me an instrument of your peace. When there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. În românește, traducerea spune cam așa. Doamne, fă din mine unealta păcii Tale. Acolo unde este ură, să aduc iubire. Acolo unde este ofensă, să aduc iertare. Acolo unde este dezbinare, să aduc unire. Acolo unde este greșeală, să aduc adevăr. Acolo unde este neîncredere, să aduc credință. Acolo unde este disperare, să aduc speranță. Acolo unde este întuneric, să aduc lumina Ta. Acolo unde este tristețe, să aduc bucurie. O Stăpâne, nu Te-am căutat atât spre a fi consolat, cât pentru a consola, spre a fi înțeles, cât pentru a înțelege, spre a fi iubit, cât pentru a iubi. Deoarece dând primești, pierzând găsești, iertând ești iertat și murind, dying to self, reînvii la viața eternă. Ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm ca în Biserica Emanuel Dumnezeu să ridice împăciuitori, să ridice oameni ai păcii, oameni care au căpătat pacea și care acum caută pacea și care acum au slujba împăcării. Și care înțeleg că acolo la cruce este secretul și care înțeleg că în Hristos și în exemplul Lui este secretul și care înțeleg că dragostea și adevărul numai împreună pot să aducă această împăcare, această vindecare. De multe ori vine copilul la tine și zice, I'm sorry, yeah, for what? For what? If you're sorry, you have to know for what you're sorry. I did something wrong. This is what I did wrong. Te duci la o întâlnire și vrei să faci pace. Și începi discuția în întâlnire și spui, well, by the way, la început de orice vreau să spun că nu-mi pare rău de ce am făcut. Oh my God. And you want pace. Vrei pace. No. Fă-ne, Doamne, instrumente ale păcii Tale. Fă-ne, Doamne, unelte ale păcii Tale. Make me an instrument of your peace.
Amin? Ne rugăm în direcția aceasta.